aici împreună cu toții, de unde putem să-L lăudăm pe Domnul. Și cred că bunătatea lui Dumnezeu s-a întins peste noi până în dimineața aceasta. Și pentru această bunătate noi suntem datori să-I mulțumim, să-L lăudăm, să-L înălțăm pe El în viețile noastre ca Domn și Mântuitor al nostru. Amin. Dar noi ca și oameni adesea greșim. Ca și oameni adesea călcăm pe alăturea, cum e vorba. Și mersul nostru de multe ori nu este în raport cu voia lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu a dorit. Și Apostolul Ioan spune, chiar dacă cineva a căzut deodată în vreozeșală, avem la Tatăl un mijlocitor pe Domnul nostru Iisus Hristos, care mijlocește pentru noi înaintea Tatălui. Noi suntem oameni care trăim în trup și care suntem îngrădiți de diferite lucruri, probleme. Avem limite, avem și noi o putere oarecare, unul mai mult, altul mai puțină, la fiecare cât Dumnezeu i-a dat. Dar totuși noi suntem datori ca să căutăm fața Domnului, să căutăm să ne apropiem de El și să slujim din toată inima. De multe ori am vrea prin puterile noastre, prin ceea ce facem noi, ca să ne justificăm înaintea lui Dumnezeu pentru vina noastră, pentru păcatul nostru, pentru ceea ce n-am făcut bine și trebuia să facem bine. Și venim cu alte lucruri ca să ne justificăm, să zicem, Doamne, pe undeva am un merit, am un drept. Noi nu avem nimic dacă nu ne-ar da El. Puterile noastre sunt limitate. Dumnezeu este acela care poate totul. Amin. Și El poate să ridice povara, amin, poate să elibereze sufletele noastre, amin, de orice rău. Că de aceea a venit Domnul Iisus în lumea aceasta. Pentru ca să aducă o jertfă sfântă și neprihănită. Și aici, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu la Evrei, capitolul 10, de la versetul, partea a doua, versetului 5. Tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dumnezeu urește jertfele care sunt aduse împreună cu nelegiuirea la un loc. Pentru că oamenii merg și se închină. De exemplu, când eram ortodox, dimineața se închinau la biserică și după masa erau la crijmă. Dumnezeu urește această unire a neprihănirii cu nelegiuirea. Și El vrea ca viața noastră să o aducem așa cum o avem întreagă înaintea lui Dumnezeu și să trăim în sfințenie și în adevăr, mărit să fie numele Lui. De aceea Domnul Iisus a trebuit să vină pentru că El a fost sfânt, El a fost neprihănit, El a fost Fiul lui Dumnezeu și este și va rămânea pentru totdeauna. Amin. Pentru ca să aducă o jertfă sfântă și neprihănită, unul care nu era întinat, care n-a cunoscut păcat, pentru că El niciodată nu s-a rugat ca să zică, Tată, iartă păcatele. S-a rugat pentru noi. El n-a avut păcat. Și unul din acesta ne trebuia nouă, fără de păcat, pentru ca să nu aibă nevoie să aducă jertfe de mai multe ori. Și o singură dată, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Versetul 11. Și pe când orice preot face slujbă în fiecare zi și aduce de multe ori acelea jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el din potrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Și așteaptă de acum ca vrăjmașul lui să fie făcut așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Pe cei ce sunt sfințiți.
Și noi suntem sfințiți prin cuvântul Lui. Pentru că și cuvântul Lui este adevărul. Și adevărul ne face slobos, liber față de păcat. Și depindem de Dumnezeu și de voia Lui. Măriți să fie numele Lui. Această rugăciune doresc să o facem pentru ca Domnul să aibă milă de noi. Acela care este mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Să mai mijlocească și în dimineața aceasta pentru viețile noastre. Amin. Pentru că Hristos a venit acolo la Golgota, unde în momentele când El și-a dat Duhul în mâinile Tatălui, s-a crăpat perdeaua dinăuntru templului pentru ca să ne deschidă și nouă o ușă ca să intrăm în locul preasfânt înaintea lui Dumnezeu, așa cum suntem cu viața noastră. Și Domnul să aibă milă de noi. Amin. Pentru că atunci zice că s-a deschis perdeaua în două și a deschis o ușă nouă. Ca în harului prezenței să fie o echivalență. Că nu numai cei de neam iudeu, cât și dumneata și eu, să avem liberă audiență la tronul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Să ne curățească, să ne sfințească viețile. Să ne pună într-o stare după voia Lui. Și astfel să putem să fim eliberați de tot ceea ce ne ține legați. Domnul să ne ajute. Amin.